În urmă cu 50 de ani, cine spunea că merge în Liban era privit cu invidie. Să ajungi într-o țară arabă, etalon al bunului gust, rafinamentului și culturii, era ca și cum ai merge astăzi la Paris, Monte Carlo sau Viena. Aici își dădea întâlnire pătura foarte bogată a lumii, de la regi și prinți la șeici, vipuri locale, internaționale, actori și muzicieni celebri. Beirutul era la vremea aceea perla Orientului. În urmă cu 30 de ani, cine spunea că merge în Liban, era sfătuit mai bine rămâi acasă. Războiul transforma totul în infern. Exploziile bombelor, gloanțele care șuierau, carnagiul, acesta era tabloul unei lumi care se prăbușea rapid și peste care domnea moartea. Astăzi, dacă spui că te duci la Beirut, interlocutorul tresare, zâmbește reținut și îți spune că este o lume fascinantă, dar trebuie să ai grijă. Deși orașul a renăscut din propria-i cenușă, păstrează încă semnele unui trecut apocaliptic, iar conflictele între etnii nu sunt încheiate. Răspunsul acesta l-am primit și noi atunci când am ales să cunoaștem comunitatea românească de aici. Trebuie să recunoaștem că puțin ne-a fost teamă, dar nu cât să ne împiedice să descoperim o mică Românie departe de țară, cu oameni frumoși și povești inedite. În limba la ora actuală estimăm că sunt între 1000 și 1200 de români. Ei fiind în majoritate cetățene românce care s-au căsătorit cu libanezi și care au venit aici. Este vorba de ele, este vorba de copiii lor. Mai sunt totodată și libanezi care au luat cetățenia română și care se află în prezent în Liban. Și bineînțeles că mai sunt și cei care au venit pe bază de contracte de lucru, care sunt în număr mai mic, dar care există totuși, cum este cazul artiștilor noștri din cadrul filarmonice. Ei, în general, sunt în zona Beirutului și muntelui Libanului, care este zona împrejmuitoare și cea care merge către partea muntoasă. Există totodată o concentrare mai mare a acestora în lungul litoralului, pe coastă, și mai există un număr mai mic, care sunt în zone care putem acum să le spunem că sunt puțin mai sensibile din cauza a ceea ce se întâmplă în regiune, respectiv spre granița cu Siria, în Valea Beca și în taberele de refugiați palestinieni. Libanul este un stat multietnic. Religia și credința celor aproximativ 20 de culte sunt recunoscute oficial. În acest mozaic, românii s-au integrat frumos, au întemeiat familii, contribuie cu succes la viața socială, fără a uita de acasă, fără a uita de România. Să promovezi valorile naționale, total diferite de cele din lumea arabă, este o provocare. Dacă până în urmă cu 4 ani, fiecare încerca să fie un ambasador pe cont propriu, din 2010 începe povestea Asociației România Levant. Totul a pornit de la ideea unei mame de a lăsa copiilor săi un loc al lor, 100% românesc, în Orientul Mijlociu. Am plecat din România în 80, sfârșitul 79-80. Nu este ușor să vii și totul este diferit. De la gustul pâinii, la ulei, la produse, la obiceiuri, la climă, totul este diferit. Deci îți lipsește pe undeva acel ce știam, ce ai adus cu tine și care nu mai este sau există sub o formă diferită și treaba asta jenează undeva. Mi-am dorit întotdeauna să avem un colț al nostru, un loc al nostru, iubesc foarte mult Libanul, să nu înțelegeți greșit. Apreciez cultura lor. În alimentația noastră, poate mai mult de jumătate este mâncare libaneză, pentru că este foarte sănătoasă, este pe bază de ulei de măsline, deci am adoptat anumite lucruri, dar acea parte din România, acel moment în care vorbești limba română, în care vezi filme românești, în care citești în românește, aceste lucruri îmi lipseau. În momentul în care statul român ne-a permis să putem avea ceva aici, voilà, am investit.
pentru ca să putem crea acest colț al nostru și sper ca în viitor să reziste. Iar Denise a fost cea prin care eu mi-am putut realiza acest vis, pentru că acesta este un lucru pentru generațiile viitoare, nu pentru generația mea. A început ideea cu o conversație între mine și mama într-o seară. Veneau româncele și libanezii căsătoriți cu românce la noi acasă pentru a cere servicii de traducere. Eu sunt traducător legal și colaborez cu Ambasada României la Beirut. Și o parte din aceste doamne vin cu problemele lor personale și, bineînțeles, vorbesc cu mine, cu mama, cu tata, despre aceste probleme. Mama mi-a povestit despre această idee de a crea o asociație culturală care ar avea ca scop să arătăm în Liban ce este cultura românească, istoria noastră, tradițiile noastre. În 2010, împreună cu un grup restrâns de prieteni, Denise Becai a pus bazele Asociației România Levant cu scopul de a introduce cultura, valorile și tradițiile românești în Liban și regiunea Levant și de a consolida relațiile dintre cele două comunități. La început a fost foarte greu. Este greu să ceri oamenilor să aibă încredere în tine. Deci noi am creat această asociație în aprilie-mai 2010 și prima activitate a fost a copiilor, Ziua Internațională a Copilului. Pentru comunitate, noi avem două activități care sunt finanțate de Departamentul Românilor de Pretutindeni, activitățile copiilor în vârstă între 4 și 14 ani aproape și dansuri populare. Dansul popular poate să fie și pentru copiii comunității, dar și pentru libanezi, pentru că avem la dans popular și domnișoare libaneze care dansează. Avem și altfel de activitate, adică activitatea care se desfășoară în incinta facultăților sau în colaborare cu ambasada sau cu asociațiile, NGO-urile, în sfârșit. Ca de exemplu, o zi culturală la Université de Caslic sau la Lebanese American University. Am avut activitate cu YWCA, este o asociație a femeilor creștine, tot așa culinară, tradițională, unde acum, cu timpul, doamnele din comunitate, în special mamele copiilor, vin cu mâncare, gustări, în sfârșit vinuri din tradițiile noastre culinare. În aparență, Denise Becai este o ființă fragilă. În realitate, este o femeie puternică, sufletul asociației România Levant. S-a născut la Ploiești, a părăsit România la vârsta de 5 ani, dar revine ori de câte ori poate aici. Este licențiată în științe politice la Facultatea Libaneză din Beirut, masterand în relații internaționale la Universitatea Americană din Liban. Vorbește fluent 5 limbi străine. Provine dintr-o familie mixtă. Tatăl, de origine libaneză, se stabilește în urmă cu 40 de ani în România, din iubire pentru cea care avea să-i devină soție. România e țara frumoasă și am trăit acolo aproape 15 ani în continuare, 5 ani de zile, când am predat doctorat 4 ani la București, și 5 ani pentru am pregătit doctorat. A fost foarte greu pentru mine, pentru că majoritatea am vorbit cu limba franceză. Și pe urmă, când am terminat 6 luni de zile pentru am învățat limba română,
Pe urmă am pregătit, am citit tot pentru Eminescu, pentru Arghezi. Când eu am vrut să vin aici și am terminat, tovar Ceaușescu m-a trimis cu elevul meu, cu studentul meu, Elia se numește, nu mi-aduc aminte numele. Elia a vorbit cu, am fost foarte drăguț cu elevi, cu student la facultate și au fost foarte aproape de mine. Și a plecat, a fost traductor Elia la tovar Ceaușescu și a spus, îmi pare rău, tovar Ceaușescu, profesor de limba arabă, pleacă la țara. A spus, de unde? A spus, de Liban. Asta când a fost 1977-78. A spus, spun lui profesor, nu pleacă la Liban pentru că război acolo se continuă mai mult decât 20 de ani. Dar eu am fost idiot și am venit, gata, am trăit sub situație foarte grea în război și nu știu. Dar România pentru mine, ca țara mea, ca suflet, vedere frumoasă, mi-a dat pâine. Într-o zi am vorbit cu copii, am zis, draga, avem casa asta și casa la munte. La munte casa e foarte, a făcut-o Gabi, a aranjat-o înăuntru, e 160 de ani, e foarte vechi, de piatră. Bine. Și casa de România. Hai, vindeți acolo și să continuăm viața aici, așa. Și Ramzi, pentru că știi de bancă, și mi-a spus, tata, uite-te, Liban, situația nu e bună. Probabil într-o zi se fie război aici și noi plecam să căutăm acasă. Mai bine că se sta și rămân casa asta, că găsim casa acolo. E bine? Am zis, bine, tata, gata. Nu mă interesează ce plătim taxă sau nu știu, avem casa și casa pentru voi asta, nu pentru mine. Iată, pentru viitor. Mama Denisei Becai este inginer de petrol și gaze. Acum este profesor la unul dintre liceele de prestigiu din Beirut. Acasă a clădit o oază de liniște unde obiectele cu parfum de România sunt la loc de cinste, oază într-o lume trecută prin focul unui război. Am venit pentru că soțul meu vrea să se întoarcă în Liban. Deci a fost normal să-l urmez. Nu a fost ușor, dar nu rămâi alături de un om numai pentru că este ușor. Deci rămâi și la greu și așa a fost să fie. Noi am fost foarte sudați. Poate situația din Liban nu a avut atât de multă influență asupra vieții noastre, pentru că atunci când închideam ușa casei noastre, înăuntru era liniște. Războiul era afară, nu înăuntru. Am învățat limba arabă pentru soacra mea, care a fost confidenta mea și femeia care m-a ajutat, m-a sprijinit și care m-a apărat în permanență. Deci era singura persoană care nu vorbea nici limba franceză, nici limba engleză. Denis Becai are un frate, născut în Liban, angajat la una dintre băncile renumite din Orientul Mijlociu, Audi Bank. Ramzi este un ajutor de nădejde la asociație și un îndrăgostit de România. România pentru mine este acasă. Deși m-am născut în Liban, tot mă simt acasă când mă duc în România. O parte din inimă a rămas acolo și o parte e aici. E un avantaj pentru mine să am parte de mai multe culturi, cultura română, cultura arabă, fiindcă oriunde mă duc, mă înțeleg bine cu orice cultură, pentru că am o diversitate culturală. Nu mă simt fratele cel mic, deși ea este cea mare, simt că am o responsabilitate
Deci sunt responsabil de ce face, unde e. Adică simt ca și când sunt fratele cel mare. Îi dau sfaturi, da, dar ea lucrează foarte mult pentru comunitatea română din Liban, mult mai mult decât restul care fac parte din asociație. Și eu contribuiez, dar chestia este că fiecare persoană contribuiază cât poate sau cât vrea. Eu fac ce pot, alții fac ei ce poate, ea face și ea cât poate. Are o influență foarte mare pe comunitate și îi place ce face. Și eu îmi place să ajut, dar eu mai mult partea financiară din asociație sau partea, adică din board să luăm o decizie sau așa ceva. Activitatea Asociației România Levant înseamnă zeci de acțiuni dedicate copiilor din comunitate, cursuri de dans popular, de sport, evenimente culinare și culturale organizate pe tot parcursul anului. Toate au un singur scop, de a promova autenticul. Fiecare ocazie este un motiv de sărbătoare, iar implicarea tuturor, de la mic la mare, este cheia succesului. Tot ce înseamnă cultură este binevenită în Liban. Acest lucru a și făcut practic posibilă toată paleta noastră de activități pe care le desfășurăm aici cu ei și profităm practic de toate momentele care există în timpul anului. Sunt festivaluri anuale, locale, Beirut, pe capitală sau pe celelalte, în celelalte orașe, în care încercăm să participăm cu artiști din România. Ai subliniez faptul că acest lucru înseamnă și mulți bani. Avem într-adevăr și sprijin, avem sponsori din Liban sau din România care ne sprijină foarte mult, altfel nu ar fi posibil să participăm la toate aceste acțiuni. Dar continuitatea este dată în final de activitatea instituțională, de sprijin instituțional. Avem multe parteneriate și sprijin din partea ICR-ului, din partea Institutului Limbii Române, din partea Departamentului nostru pentru Românii de Pretutindeni, care ne dă o continuitate în această activitate și o anumită vizibilitate. Avem un reprezentant din cadrul ambasadei, un reprezentant al României în EUNIC Liban, în rețeaua de institute culturale ale Uniunii Europene, și împreună cu ei facem acțiuni în diferite zone ale planului cultural. Multe dintre ele au fost un succes. România a fost întotdeauna foarte bine reprezentată la aceste acțiuni. Dacă prelungim această activitate culturală și către ceea ce înseamnă limbă, cultură și civilizație românească în Liban, Asociația România Levant și câteva doamne extrem de sufletiste fac astfel încât toate aceste proiecte pe care noi le avem și care le facem împreună cu el să fie de succes. Cu tenacitate, răbdare și multă muncă, Denis Becai a reușit să convingă doamnele din comunitate să se implice în activitățile asociației. Lucrând împreună, au înțeles că astfel își vor păstra identitatea. Din anul 2011 am inițiat programul împreună cu Ambasada Română a Liceul Amlie Le Mont, care este un program deschidere spre cultura Europei și limbile europene. Și tot din 2011 mă ocup de cursurile de limbă și cultură și civilizație română pentru copiii comunității române. Sunt profesoara de limbă română care ține cursurile de limbă română la SAIDA și care a început primele cursuri de limbă română în Liban, în liceul Saint-Élie din Darbesim. Am avut două clase de 40 de elevi în școală. Mai apoi am avut o clasă care a fost un fel de invitație pentru toată lumea. Deci nu au fost numai copii de origine română,
au fost invitați pur și simplu toți oamenii, toți doritorii. Acum avem un efectiv de 30 de cursanți aproape. Am început cu 35-40 primul nivel și acum la nivelul 2 am rămas cu 30. Spun eu, este o reușită totuși. Sunt oameni și elevi care sunt foarte bine motivați. Avem acolo toate nivelurile, de la 12 ani până la vârsta de 67 de ani. În principiu sunt libanezi. Sunt două fetițe care vorbesc foarte bine românește, vin la curs ca să se perfecționeze. Mai sunt alte două fete care au un părinte, fie mama, fie tatăl, care sunt români, și este un băiat care vrea să studieze în România, și mai sunt și alții care au în plan să meargă să lucreze în România. Am ajuns în Liban în urmă cu 12 ani, sunt căsătorită, am trei copii care vorbesc fluent românește, spun poezii, cântece și chiar intenționează să se întoarcă în România pentru studii. Mai greu este pentru copii, pentru că au tot timpul nostalgia asta, sentimentul acesta de a nu ști exact. La un moment dat mi-au zis: mama, noi suntem români sau suntem libanezi? Și pe urmă am zis că noi suntem cumva niște cetățeni universali. Suntem români pentru că sufletul nostru este în România și suntem libanezi în același timp. Mă ocup de educația prin mișcare a copiilor români din comunitatea noastră. În fiecare săptămână, sâmbătă, facem ora de educație fizică. Avem câțiva copii români, câțiva libanezi, împreună, în treceri. Ce frumos, ce le place lor. Numai să vină, să-i motivez, să conștientizeze și să atragă atenția părinților asupra importanței sportului, să înțeleagă beneficiile sportului, îi dezvoltă armonios, sănătos, fizic, psihic, le corectează postura, crește imunitatea, multe lucruri. Și părinții ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta și să-i împingă de la spate, cum se zice. Nu a fost greu, mă adaptez oriunde, sunt obișnuită să călătoresc des, mă adaptez oriunde. Important e să am prieteni, oameni iubitori, nu, pe lângă mine. Și am avut norocul să am parte de o familie frumoasă, de oameni buni, oameni care mă iubesc mult și care mă apreciază pentru tot ce fac. În România am făcut parte din ansamblu folcloric profesionist și mi-am dorit să păstrăm și aici tradiția și pasiunea pentru folclorul românesc. Și dat fiind faptului că părinții de asemenea sunt încântați că copiilor să învețe dansurile românești, am hotărât să înființăm acest mic ansamblu. Lumea este entuziasmată pentru că este ceva deosebit, diferit aici în Orientul Mijlociu. Culorile, costumele populare sunt foarte atrăgătoare, colorate și stilul de dans și de muzică este complet diferit. Jumătate de viață în România, jumătate aici. Aici adaptare este întotdeauna o încercare și nu înseamnă că este tot ce este greu te crește. Deci îmi pare foarte bine că mă uit retrospectiv la ce s-a întâmplat. Îmi pare foarte bine că am avut șansa de a întâlni oameni noi, o cultură nouă. Așa am reușit să cresc și am reușit să pot să dau și eu altora cât am primit și eu. În ultimii 4 ani, de când 4 ani se predă limba română, am avut experiențe foarte frumoase cu persoane din cele mai diferite walks of life, din cele mai diferite medii sociale, părți ale Libanului, pentru că Libanul este mic, dar e foarte heteroclit. Și în general, cei interesați de limba română sunt interesați și de cultură, și de oameni, și de schimbul care se poate iniția la nivelul acesta. Predăm aici, în Beirut,
S-au deschis în ultimii 2 ani, s-au deschis și la Tripoli, avem practic un fel de sucursală, și la Saida. Și la Tripoli este un domn care a învățat, este libanez, a învățat în limba, în România, a făcut și doctoratul acolo și acum predă limba română în Tripoli. Iar la Saida avem o colegă, doamna Raluca, e foarte, la fel, foarte căutată și are foarte multă presiune pentru că este multă lume care își dorește să învețe limba română. Pe lângă români, din asociație fac parte și mulți libanezi care au studiat în școlile din România și care au numai cuvinte de laudă în ceea ce privește calitatea învățământului românesc. Aceștia transmit mai departe dragostea pentru țara noastră, creând un filon de încredere și de prietenie între cele două popoare. Am plecat din Liban în 1989, am făcut la Timișoara, am făcut medicină la Timișoara. Pe urmă am terminat, am venit, am stat în Liban și am luat colocium, adică examenul libanez de a lucra în Liban. Și pe urmă m-am întors în București la Spitalul Polizu, unde am efectuat specialitate. A fost cele mai frumoase zile din viața mea. Am plecat de aici la 19 ani, am fost foarte tânăr. Chiar am prins zilele înainte de Revoluție, în Timișoara. Dar am scăpat de Revoluție, că am venit în Beirut la Crăciun. Și pe urmă am scăpat și de un război care s-a întâmplat în Liban. Am fost plecat în România și am scăpat. A fost zile frumoase la Timișoara. Chiar mi-e dor să mă duc acolo în vizită, că de mulți ani n-am mai fost. Am și căsătorit, m-am căsătorit, soția mea e româncă. E medic radiolog care lucrează cu mine în spital. Am făcut și 2 copii când eram în România, Antoan și Nicola. Și am al treilea copil, care este fetița, Maria, care am făcut-o în Liban. Asociația asta se numește Asociația România Levant, la care are, deci, membrii sunt români și libanezi. Ne interesează lucruri culturale, deci avem și librării care au cărți în limba română în diferite părți al Libanului. Facem ziua de 8 martie, la care se adună toate româncele de obicei. Avem o școală pentru copii și pentru mai mari care învață limba română în Liban, mai ales făcută pentru familiile mixte, la care uneori copiii nu prea știu românește sau... Deci ne interesează să promovăm numele României în afară și care au probleme medicale sau juridice, poate să refere la noi și noi le ajutăm tot timpul. Dacă aud că cineva din România a venit la mine, sigur nu iau nimic tot timpul la consultație. Ce pot să fac pe gratis pentru ei, le fac. Sunt jumate româncă, mama e româncă de origine, căsătorită cu libanez, venită din anii 70 aici. Eu am făcut facultatea la România, m-am căsătorit aici și am copii aici în Liban, care încerc să-i învăț română ca toți copiii care au originea din România. Mama este medic, dar când s-a întors în Liban, a început războiul și n-am mai profesat. Eu am continuat această meserie. Neavând bani, deci Departamentul Românilor de Pretutindeni ne finanțează o parte din an, noi trebuie să ne finanțăm singuri a doua parte din an. Ele au acceptat să lucreze aceste activități a doua parte gratuit. Și noile media sunt locuri de întâlnire ale românilor de pretutindeni. Deși vorbim despre un spațiu virtual, pe internet informațiile devin virale. Prietenile vechi sau noi se consolidează. România de acasă pare mai aproape pentru cei care trăiesc risipiți în lume, inclusiv în Orientul Mijlociu. Pe Facebook, pe grupul de pe Facebook, Romania Levant Association, avem peste 900 de membri din foarte multe țări și sunt foarte mulți libanezi printre ei. Ne fac onoare pentru că am creat nu numai pentru soțiile lor, dar și pentru cei care nu sunt căsătoriți cu românce și care ar dori să cunoască despre tradițiile noastre. Confruntarea mea personală a fost de a avea încredere, să aibă lumea încredere în mine, în ceea ce fac, în scopul nostru, în ideea mamei.
Nu este greu. E un challenge să te impui. Cred că a fost o șansă foarte mare de a fi în Liban, nu în România. Familia mea, deci nu numai mama, tata și fratele, ci unchii mei, faptul că provin dintr-o familie de persoane care au avut multe valori în sudul Libanului, vreau să zic, m-au ajutat să fiu ceea ce sunt azi. Și experiența mea din viață, bineînțeles, nu omit treaba asta, dar familia care te înconjoară are o mare calitate și se impune. Se impune în tradițiile care le ai după aia, în ideile, deciziile care le iei în viață.